Nu este un secret că principala ocupație a oamenilor de la țară este agricultura. Nu fac excepție nici locuitorii comunelor Glăgău și Câțcău, care practică o agricultură de subzistență, pentru că populația de la sat este îmbătrânită și munca la câmp este de cele mai multe ori o povară grea pentru ei. Pe lângă cultivarea porumbului, a cartofilor sau altor legume, aceștia se mai ocupă și cu creșterea animalelor. Păi, dacă sunt pensionar de boală, acasă. Nu puteți face nimic. Dar ce să fac? Și pensie cât aveți? Da, e puțin, 3 milioane jumate. Și vă descurcați? Cum să te descurci cu 3 milioane jumate? Da? Te descurci, dar greu. Că dacă n-ar fi nici aia... Pământ aveți? Avem, dar cine să lucre? Că și la ea trebuie bani. De cine ai lucrat? Ne lucra, dar. Și cam cât pământ aveți? E pământ am, am un iugăr în teren, la... Un hotar, dar numai pe ăsta, numai de acasă lucruri, dar ce are? Sunt casnică, dragă, sunt pensionară, îmi câștig soțul că e bolnav și pângă acasă. Pământ aveți? Da. Și lucrați? Da. Lucrăm, cum putem, ne ducem și lucrăm. Casnică. Și pământ aveți, lucrați? Avem, lucrăm, când e tâncioncele, după aceea gata. Ce să facem? Și câtă pensie aveți? Da, n-am pensie. Nu, numai soțul lucrează. Și nu sunt locuri de muncă în Câțcău sau de ce sunteți casnică? Că nu este loc de muncă în Câțcău, mai ales pentru femei. Care cum e capabil de muncă? Aveți sunt locuri de muncă? Nu. De unde? Dumneavoastră cu ce vă ocupați? Nu lucrez nicăieri. Pământ aveți? Da. Și lucrați? Cu ce? Cu cine? Sunteți numai singură? Ah, un copii. Cum? La școală, la servici? N-ai unde să muncești. Pământul, poți să-l muncești. Cu ce? Dacă n-ai. Nu primiți de la primărie ceva subvenții pentru agricultură sau da, nu știu? Am luat, dar ce poți să faci cu ei? Că banii s-au dus. Pământ la deal avem numai. La glod pământ bun și rămâne pustiu. Pot să zic agricultura pentru că sunt, majoritatea sunt pensionari. Și agricultura. Nu avem niciun mijloc de... Locuri de muncă nu sunt, din câte am înțeles. Sunt la drumuri, unii lucrează... La drum. La drum. Este un district, așa îi spune, acolo sunt de 10 ani. Și... Unii fac naveta, dar puțin. Dumneavoastră, de exemplu? Noi suntem pensionari, nu ne ocupăm cu nimic. Avem 70 de ani. Pământ aveți? Avem. Puțin lucrăm. Da? Da. Adică în parte, lucrează, plătim la altcineva, că noi suntem... Și ce cultivați? Porumb, cartofi. Pe care îl folosiți, mă gândesc, să... da. Pentru mâncare? Da, în special grădina nu. Nu mai pentru uz